Găsit, dragii mei, și bine ați venit în bucătăria mea. Astăzi vom pregăti împreună o supă crem de brocoli. Haideți să vedem de ce ingrediente avem nevoie și modul meu de preparare. Pentru a pregăti această supă crem avem nevoie de 2 coroane de brocoli, 3 cartofi, o ceapă medie, 2 căței de usturoi, 2 linguri de drojdie inactivă, un praf de sare și 1 litru de apă. Punem o cratiță pe foc, adăugăm apa și adăugăm toate legumele. Legumele noastre s-au fiert, brocolii de fapt, cu toate cele. Am oprit aragazul, acum le luăm și le transferăm în acest bol al blenderului meu, al Vitamix. Puteți să le faceți prin orice blender, dar eu am ales să le fac în Vitamix, pentru că cu acest robot pot să și folosesc legumele și ingredientele fierbinți. Deci vom goli totul. Adăugăm și sarea. Drojdia inactivă. Și o să le blenduim. Mie îmi place să le fac în acest Vitamix pentru că mi se pare că iese supa crem mai cremoasă, într-adevăr. Deci dăm drumul la blender. Am terminat de blenduit. Deci mie îmi place iarăși varianta Vitamix pentru că în mod normal se fac până într-un minut. Deci timpul de a deveni o cremă este foarte rapid. Deci uitați-vă ce cremoasă este. Într-adevăr este o supă cremă. O lăsăm un pic să se răcorească și o și servim. Așa arată supa crem. Eu vă invit și pe dumneavoastră să încercați această variantă fără brânză, fără ulei. Să vedeți că este foarte, foarte bună. Și nu uitați în primul rând să vă abonați la canalul meu de YouTube pentru a putea viziona toate filmulețele mele. La revedere!